România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Vă mărturisesc că de multă vreme, atunci când deschid Facebook, mi se întâmplă uneori să am un gol în stomac. Am și renunțat să scriu mult sau să am o prezență apăsată. Meseria îmi impune însă să trăiesc în acest spațiu social. Este dificil să afli în fiecare zi că ești prost, că nu ai dreptate, că ești vândut, că ești urât, că ești bețiv. Asta a fost interesant, da? Sau câte și mai câte. Subiectul de astăzi l-am în minte de ceva vreme, dar nu din cauza supărărilor mele. Eu zic de multă vreme că dacă ai ales să muncești în spațiul public, e ca la fotbal, adică unii te aplaudă, alții te înjură. Până la urmă, meseriile noastre merg în zona asta și acceptăm lucrurile astea. Trebuie să-ți pui la încercare ideile dacă trăiești aici în spațiul public. Emisiunea de astăzi am hotărât să o fac după ce dimineață am văzut comentariile după înfrângerea Simonei Halep. Știți că Simona Halep a luat bătaie azi noapte într-un meci, într-un turneu de tenis, un meci banal. Ei se întâmplă să coboare de ceva vreme în clasamentul mondial. Critica este una, dar mizeria este alta. Sute de mizerii, mii de mizerii despre viața, cinstea și iubirea sa. Cred onest că niciunui om nu ar trebui să-i se întâmple așa ceva, cu atât mai mult unei femei. Lucruri scrise de bărbați, oameni buni, probabil căsătoriți, cu mame sigur, da? Poate și cu fiice, ce am putut să văd este dezgustător. Ca și în cazul lui Andrei Ivan, fotbalistul scos la tablă de Mirel Rădoi, după ce mesajele de pe social media l-au făcut vinovat de golul cu Germania. Cu siguranță însă cei doi se vor recupera mental. Au oameni să-i ajute, profesioniști care știu cum să-i treacă și de întâmplarea asta și poate nici nu citesc ce se scrie acolo despre ei, că e mai sănătos. Dar restul lumii vă întreb astăzi, cum trece o societate de valul de ură, discriminare și dezinformare care se aruncă asupra sa zilnic? Și știu că lasă urme adânci, pentru că în seara în care toate companiile Facebook au picat, adică și Instagram și WhatsApp, ați văzut cât de mare este dependența de aceste instrumente. Ele au venit în viața noastră ca un loc de întâlnire și de veselie, dar au ajuns să influențeze decizia politică și publică. Duc la hotărâri sau la retragerea unor idei doar prin simpla presiune publică aplicată prin aceste instrumente. De multe ori, presiunea asta este onestă, dar în egală măsură sunt interese de divizare și sminteală apăsate. Aceste medii au devenit principalele zone de transmitere a informațiilor false, trunchiate, emoționale și care duc la catastrofe. Catastrofe cum trăim astăzi, căci responsabil de eșecul vaccinării și de moartea mii de oameni este și acest instrument. Și liderii de carton care îl folosesc, sau liderii de minciună. Președintele Iohannis a făcut astăzi un apel către liderii politici și cei societății din România, o coincidență, să nu rămână indiferenți la valul de dezinformare, ură, știri false care ocupă mediul online din România, spune el, și care atacă fundamentele democrației din România. Și chiar asta face acest instrument folosit în mod irresponsabil. Dezintegrează funcționarea normală a societății. Da, asta face Facebook de multă vreme și nu numai la noi. Și stați să vedeți. Concomitent, mai multe documente publicate de presa americană, de Wall Street Journal în special, arată că Facebook încurajează și valorizează contradicția, ura și că nu oprește campaniile de dezinformare, deși știe acest lucru. De fapt, acesta ar fi modelul de afacere al companiei, arată documentele, da? Adică face bani promovând astfel de mesaje. Pe de altă parte, YouTube, care este deținut de Google, a hotărât să oprească filmele cu teze antivacciniste. Asta, dar nu pe toate, ci pe anumite categorii, de exemplu. Iar în România a apărut un proiect ca filmele de pe această rețea să fie supuse CNA-ului. Adică publici pe YouTube, te vede CNA-ul, te amendează dacă nu respecti anumite norme. Iar eu vă chem astăzi să-mi povestiți și să ne spuneți ce efecte au asupra voastră aceste rețele sociale. Cum vă duceți viața cu ele?
dacă sunt mai mult sau mai puțin importante pentru voi și pentru mediul în care trăiți, dar mai ales vreau să știu cum ne protejăm, pentru că asta este cel mai important. Am ajuns într-un moment în care, ca state și ca societăți, trebuie să luăm niște măsuri care să ne apere. 0372069599. Vă întreb în felul următor. În ce măsură credeți că Facebook și alte rețele sociale influențează viața publică și decizia politică din România? Sunt aceste rețele o sursă de informare pentru voi? Și dacă vreți și aveți putere, puteți să ne și spuneți care sunt lucrurile cele mai rele care vi s-au întâmplat pe Facebook sau pe care le-ați văzut. Cum ar trebui procedat pentru a se opri valul de ură și dezinformare de aici? Și ce soluții de reglementare ați aplica? 0372069599. România în direct stă să înceapă. Desigur, emisiunea este și pe Facebook. Ce ironic. Și haideți să trecem la dezbatere. Adrian, salutare, bine ai venit. Bună ziua, domnul Striblea. Da, aș putea spune într-adevăr că influențează foarte mult. Am remarcat și asta de-a lungul anilor, de când a apărut Facebook-ul până în momentul actual. Acum cu desăvârșire influențează. Dar ca soluție să ne protejăm, eu văd doar una mai radicală. Și eu la rândul meu am avut cont de Facebook o perioadă și la un moment dat am renunțat complet, pentru că pe lângă faptul că se promovează dezinformare și, cum ați spus și dumneavoastră, și există tot felul de personaje dubioase care transmit numai ură, chiar e un mediu toxic și nu am văzut foarte mult pozitiv în acel mediu. Așadar, părerea mea e că ar trebui renunțat la... Adică să renunțăm noi individual? Da. Aha. Da, ori asta, ori dacă nu putem renunța, să învățăm, să adoptăm o altă atitudine. Primul rând să vedem cine vorbește și nu ce vorbește. La urma urmei, de exemplu, oameni cunoscuți, personaje publice, de exemplu, cum a fost și Mike Tyson. La un moment dat postase, cum ziceți, tot pe Facebook, o simplă idee și zicea că social media ne-a făcut pe toți să ne simțim mult prea confortabil cu a fi lipsiți de bun simț față de cei din jurul nostru și să, să nu primim un pumn pentru asta. Cred că am pierdut legătura, așa e? Da, l-am pierdut. Haideți că o să încercăm să refacem pe Adi. Poate cine știe, i-a picat telefonul. Salutare, Mihai! Cum folosești rețelele astea sociale? Salut, Cătălin! Da, cu rețelele de socializare ce pot să spun decât că aduc numai lucruri negative. Părerea mea e că la început, într-adevăr, Facebook și toate rețelele de socializare erau exact cum spune și numele. Adică rețea de socializare, unde vorbeam, postam chestii interesante. Acum mi se pare că s-a transformat Facebook-ul într-un instrument, de manipulare a populației, pentru că oamenii se uită acolo pe Facebook și nu prea mai cred ce aud, face-to-face. Dacă stai de vorbă cu cineva, toată lumea o să zică, du-te bă de aici, că nu există niciun virus, du-te bă de aici, nu există aia. Dar dacă se uită pe Facebook, o să zică, uite ce s-a întâmplat acolo pe Facebook, da bă, așa e, uite cum a zis Facebook-ul, știi? Am citit astăzi o istorie în presă, nu pe Facebook, în care câțiva tineri ajunși la spitalul din Suceava, infectați cu COVID în mod evident, adică de asta erau la spital cu probleme, aduși de ambulanțe sau veniți pe propriile picioare, le spuneau medicilor că boala asta nu există. Deși... Da, exact, exact. Vreau să zic că rețelele de socializare în momentul de față eu nu mai am avut. Și din cauza pandemiei am fost nevoit să renunț la Facebook, pentru că de fiecare dată când intram pe Facebook, vedeam numai lucruri negative, numai tot felul de postări.
exact cum, cum e, domnule, zice toată lumea. Cum e viața fără Facebook? Este bine, este bine. Toată lumea mă întreabă, băi, nu te-am mai văzut pe Facebook, ce s-a întâmplat? Și le-am spus la tot că pur și simplu mi-am șters contul. Și mi-au zis toți că nu există așa ceva, că nu poți să ștergi contul de Facebook. Ba da. Nu mai existi, nu mai existi ca om. Da, nu, nu mai existi, exact. De unde ți iei informațiile când faci treaba asta? Păi, informațiile cred că vin special de la televizor acum. Uh-huh. Recunosc că la televizor mă mai uit la știri și la tot ce se întâmplă, dar măcar la televizor există CNA. Adică acolo tot ce vedem la televizor, mie mi se pare că, să zicem că 90% sunt chestii adevărate. Sunt într-adevăr unele televiziuni care mai influențează negativ populația, dar în rest, dacă te uiți la televizor la știri, de exemplu la ProTV, eu cred ce aud la știri acolo. Ar fi o idee... Dar în loc de față în Facebook, eu nu mai am încredere. Ar fi o idee bună, uite, acest proiect care spune că tot ce apare pe YouTube ar trebui preluat de CNA, e o idee sănătoasă sau crezi mai curând în dreptul la exprimare? Domnule, nu-l folosesc, asta e, să fie la ei acolo. Păi Cătălin, CNA-ul nu știu dacă poate să corect. Facă asta. N-are, n-are capacitatea încă de oameni, da. Tehnică și așa mai departe. Eu... E imposibil, dar ca principiu, ca principiu. Ca principiu, da, aș fi de acord. Cred că ar trebui făcută, nu știu, un fel de poliția internetului, adică cum sunt cei de la, cum se numesc, mă, care ascultă telefoanele. Cum se ca la serviciile de informații. Așa, așa, servicii de informații. Da. Cred că poate să existe și un serviciu al internetului, adică câțiva oameni care primesc sesizări și e să urmărească persoanele acelea. E fantastic, îți mulțumesc mult. Aceste instrumente ale democrației ne-au pus în situația ireală de a ne spune că ne trebuie organisme statale care să verifice aceste lucruri. Ani de zile luptând mulți dintre noi împotriva unor organisme statale. Țineți minte când PSD-ul voia să verifice, să facă un CNA pentru ziare, au mai fost idei, un fel de verificator al internetului, un fel de înscriere pe internet dorea guvernul Dragnea să te duci acolo să-ți dea țidulă că ai să scrii. Culmea, și aceste idei toate au fost respinse, iar astăzi mulți oameni se gândesc că ar putea să apară așa ceva. Dar de ce? Să vă citez din ce spune o angajată Facebook, cea care a prezentat public documente despre această companie. Spune așa, în fața Senatului American: sunt astăzi aici pentru că eu cred, în fața Congresului, eu cred că produsele Facebook sunt dăunătoare copiilor, alimentează divizarea și ne slăbesc democrația. Facebook vrea să credem că problemele pe care le dezbatem sunt de nerezolvat. Vrea să credem că trebuie să alegem între un Facebook plin de conținut diviziv și extremist și pierderea uneia dintre cele mai importante valori pe care a fost întemeiată țara noastră, libertatea de exprimare. Că pentru a putea împărtăși fotografii simpatice cu copiii sau cu prietenii, trebuie să fiți în același timp înnecat în postări virale pline de mânie. Vrea să credem că nu se poate una fără alta. Și dacă autoreglementare nu avem, iar reglementarea este imposibil de făcut, ce șanse îți rămân? Cristian, salut! Ești la România în direct. Vă salut, domnule Striblea. Eu aș porni de la o zicere faimoasă deja a celebrului filosof italian Umberto Eco, care a mers la universitatea unde a și terminat el studiile în 1954, Universitatea din Torino, cu ocazia de cernării titlului de doctor honoris causa în comunicare și cultura social media. Și omul atunci, în 2015, se întâmpla asta, cu puțini ani înainte să moară, a spus că social media a dat drept de vorbire legiunilor de idioți, care, exact așa s-a exprimat, care înainte vorbeau doar la bar, după un șpriț sau un pahar de vin, fără să facă rău comunității. Asta este sublinierea mea.
Și Eco mai adăuga atunci că idiotii aceștia din bar puteau să fie aduși la muțenie foarte ușor. Acum însă, în era social media, au același drept de a vorbi și de a se exprima ca și un laureat Nobel. Este invazia proștilor, a spus atunci Umberto Eco. Iar Facebook-ul nu este altceva decât platforma de exprimare a acestui fitecine cu F mare, majusculă, dacă doriți. Acum, sigur că o să mă întrebați, bun, dar ce-i de făcut? Da, sigur, de aici am pornit, da. Ce să de aici am pornit. Are un bar mai mare, are un bar așa cu toată lumea. În loc să vorbească cu comesenii, vorbește cu toți comesenii de pe planetă și le zice, ați văzut, mă, ce au făcut ăștia? Știți cum este? Invenția internetului, pur și simplu, ca fenomen social, acum 30 de ani sau când va fi avut ea loc, cred că are niște repercusiuni și niște implicații pe care nimeni nu le bănuia și care acum își arată niște colți extraordinari de înspumați, dacă vreți. Este o chestie la care nu cred că există soluție. Pentru că Facebook-ul și, în general, internetul, sigur, e cenzurat în dictaturi. În China, în Rusia, unele îl întrerup, unele regimuri, pe parcursul manifestațiilor antiregim. Adică riscăm nu se să poate ne propune așa ceva. Adică riscăm să ne prăbușim din cauza că avem prea multă libertate de exprimare? Ăsta e un paradox. Da. Da, este un paradox, dar să știți că multe civilizații s-au prăbușit sub greutatea propriilor contradicții și paradoxuri. Nu trebuie să vă spun eu lucrul acesta. În plus, cum să vă spun, în orice societate, inclusiv în cele avansate și foarte avansate, cantitatea de proști este mai mare, întotdeauna mai mare decât cealaltă cantitate. Indiferent cât de avansată tehnologic, cultural, educațional, etc. este respectiva societate. Ceilalți proștii sunt mai mulți. Până acum, ei puteau să fie oarecum izolați. Haideți să luăm profesia de jurnalism sau de comunicare în general. Imaginați-vă o societate normală în anii 80. Nu România comunistă, evident. De exemplu, Statele Unite, Franța, Italia. Cine ajungea să vorbească la o televiziune franceză sau vest-germană sau americană? Câțiva oameni specializați sau talentați? Sigur, o minoritate minusculă care avea cu adevărat ceva de spus spre beneficiul societății. Astăzi, dacă vă duceți în aceleași societăți, franceză, americană, germană, nu mai este vest-germană și așa mai departe, veți constata că discursul a involuat foarte mult, extrem de mult, inclusiv la televiziune, în presă, nu mai discutăm de Facebook. Eu cred, că nu vreau să țin prea mult telefonul, că acestea sunt semne ale timpului, ale timpurilor, dacă vreți, care timpuri nu cred că mai pot fi oprite. Adică nu știu ce mai ai de făcut. Nu știu ce mai poți face. Uite, facem o emisiune în care le spunem oamenilor ce se întâmplă cu acest instrument și că trebuie să aibă grijă. Că nu e o sursă de informare. Absolut. Aș vrea doar super pe scurt să închei cu o oarecare speranță, dacă îmi permiteți. Probabil că singurul lucru care mai este de făcut, dar unde eșuăm lamentabil, în special noi în România, dar să știți că nu numai în România, inclusiv în vest, se eșuază lamentabil, este educația. Pentru că un om educat este capabil să discearnă. Dar educația este o problemă atât de mare în timpurile noastre de astăzi, apropo de semnele timpurilor, încât nu am foarte mari speranțe nicăieri în lume, cu atât mai puțin în România, unde jumătate din ce produce educația sunt analfabeti funcționali. Da. Vă mulțumesc tare mult pentru comentariul dumneavoastră. Descrie foarte bine ceea ce ni se întâmplă. Pe de altă parte, să știți că există ceva mai spectaculos de atât. Dincolo de a vorbi, oamenii aceștia au și vot, se informează, cei pe care i-ați numit proști și care uneori s-ar putea să fie de altă opinie, au această putere fantastică oricum de a influența
societățile prin votul lor. Asta este esența democrației noastre. Cred că a mai existat undeva într-o societate acest aspect, acolo unde, cred că Cicero spunea la un moment dat, că cel mai tare îi este teamă din limbile, de limbile despletite din forumuri, acolo unde romanii se adunau, votau și dezbăteau problemele societății. E adevărat însă că în forum se adunau doar elitele, da? Și ele aveau un drept, cetățenii aveau un drept de a spune. Ori societatea noastră e la un nivel în care nu mai poate și nu are voie să facă asta. S-ar spune că vocea fiecăruia este importantă. Și atunci, de aici începe problema. Cred că s-a întors Adrian, care a rămas fără legături la un moment dat. Adi, căutam o soluție. Mulțumesc pentru răbdare. Da, mulțumesc și ok, cel puțin pe partea asta. O să pun problema într-un mod personal. Dacă eu cumva apar pe acel forum și foarte clar că ce spun e o aberație totală și efectiv nu reiasă nimic pozitiv de acolo, ar trebui să fiu luat în seamă sau ar trebui să fiu luat de mânecuță și să fiu pus înapoi în banca mea? Păi cine să te pună în banca ta? Asta e întrebarea. Păi, înainte, adică, ok, asta o să fie un pic mai ciudat, dar uite, pe un timp, cultura asta de shaming, cum se zice acum, na, e un lucru negativ așa, consider că s-a avut și ea folosul și beneficiul. Pentru că acum că avem cu toți acces la internet, fiecare grupuleț, fiecare minoritate sau majoritate se poate regăsi online. Și uite așa, practic, ajungi să influențezi. No, plus că, nu știu, sună poate toxic, dar de când s-a pus shaming pe cultura shamingului, toată lumea are tot mai mult adică nu mai ai voie să-i spui unui om că e prost sau neînvățat, exact, sau că greșește. Exact. Despre asta e vorba. Exact. Și acum, da, din păcate, da, din păcate nu ne auzim foarte bine, adică cred că ești într-o zonă cu semnal destul de rău, dar o să reiau eu această idee. Există o cultură, da, care spune în spațiul public, băi, nu mai e voie să le spui oamenilor despre credințele lor, că sunt proaste, rele, că sunt aiurea, ca să nu le faci probleme, să nu le faci traume. Ori asta se făcea la colțul barului de care se vorbea mai devreme. Mi se spunea oamenilor, ia tăciți-mă din gură, că vorbiți numai prostii. Astăzi e libertate în a vorbi nenumărate prostii. Alexandru, salutare, ești la România în direct. Salutare, Cătălin, și salutare tuturor ascultătorilor. Este prima oară când intru în direct. Voi încerca să fiu destul de subțint, pentru că soluții cred că nu sunt, soluții cel puțin nu imediate. Iar închiderea acestor platforme cred că nu ar fi un lucru bun, pentru că o soluție radicală imediată ar genera un răspuns probabil de aceeași intensitate și de sens invers din partea celor care folosesc platformele. Eu cred că una dintre soluții ar fi să lucrăm fiecare dintre noi la propriile noastre filtre, să lucrăm la propria noastră educație, pentru că, din păcate, pe la noi cu educația statul nu se ocupă și dacă nu ne lucrăm noi propria educație și nu citim unde a ajuns de multe și nu ne interesăm din mai multe surse despre informațiile care sunt pur și simplu inundate prin colțurile de internet pe care le frecventăm, nu o să fim bine. Iar cred că una dintre problemele pe care le avem cu toții când accesăm aceste platforme de socializare este că filtrăm foarte mult grupurile din care facem parte și nu vorbim unei audiențe largi. Modul ăsta de a vorbi doar cu grupurile care împart aceleași idei cu noi nu fac decât să genereze niște camere de rezonanță și pur și simplu auzim aceeași idee pe care o avem și noi, pe care au și ceilalți și credem că e adevărul. După aia ne ducem în lumea mare și propovăduim chestia asta ca pe un adevăr pentru toată lumea. Pentru că așa zice multă lume. Exact. Și nu mai avem punți între noi. Și atunci abandonăm că discuția asta de astăzi devine deprimantă, adică toată lumea
folosește Facebook și toată lumea care intră în emisiunea asta spune că nu avem nicio soluție sau poate una pe termen lung. Foarte lung, când societățile noastre vor trece printr-un dezastru. Uite, România trece printr-un dezastru și ca urmare a acestui instrument. Pentru că acolo există o magmă, o amestecătură de opinii și lucruri care pur și simplu duc la îmbolnăvirea unor oameni. Da, pentru că fiecare vine din propria lui, din propriul lui grup în care ideea pe care încearcă să o lanseze este o idee tare, care nu poate fi contrazisă și se lovește de aceleași idei ale altor grupuri. Nu se discută, în general, oamenii care vin, cum să spun, care poartă ochelarii ăștia de cal și vin și lansează o singură idee și o țin în brațe și nu vor accepta niciodată argumente din altă parte, oameni radicalizați, le putem spune, nu? Da. Nu prea există o soluție rapidă, pe termen scurt, de a schimba modul ăsta de a gândi. Este doar o soluție lungă, anevoioasă, care necesită mult stoicism din partea guvernelor, din partea celor care trebuie să se uite în jos și să-și protejeze națiunea. Sau în momentul în care chiar guvernele folosesc aceste instrumente de amăgire. În care știrile... Da, și în care știrile vin prima oară pe Facebook și nu la monitor oficial sau într-o conferință de presă. Sau în care orice opinie despre, de pe Facebook a devenit o știre, cum e astăzi. Îți mulțumesc, da. Alexandru. Fiți atenți, există astăzi modul acesta de a construi informații. Cineva scrie și relatează pe Facebook și sunt instituții de presă care preiau de acolo cam tot ce spun anumiți politicieni. De fapt, rostogolirea într-o bulă a tuturor acestor imagini, date, declarații care ajung să ne îmbolnăvească. Dar multe dintre ele duc la, cum să zic, la smintirea unor oameni. Hai să vă dau un exemplu. O știți pe Viorica de la Clejani? O știți, că o știe toată lumea. A fost bolnavă de COVID, a fost grav bolnavă. S-a dus la emisiune la Cătălin Măruță și îți arată exact cum funcționează aceste vorbe aruncate, pur și simplu, rețeaua asta, asupra minților omenești, că mai bun exemplu nu găsesc. Că uite, zici să te iei după lume. Că în viața mea nu o să mai mă iau după lume. Vreau să spui, uite, zice cineva mesaj, data viitoare să ai încredere în medii și nu în mulțime. Păi așa o să fac și chiar, nu știu, îmi cer scuze, nu știu față de cine, față de mine însumi că am fost o proastă, față de domnii doctori care au studii, domne, da, când i-am văzut săracii bieții doctori, bietele asistente, nu mai fac față. Da. Vedeți, în momentul în care o grămadă de oameni care nu au studii de specialitate, dar au niște opinii ferme, contestă activitatea unor oameni care lucrează de, știu eu, 20-30 de ani într-un spital și o fac pe Facebook, ajungi la întâmplarea în care spui, da, masca de oxigen face rău, omoară oameni, că așa am văzut noi pe Facebook. Unde suntem? La Marian. Salutare, Marian. Bine ai venit la România în direct. Salutare, Cătălin, prima dată, nu știu, mă auzi? Da, te ascult. Perfect. Prima dată când trăiești în emisiune, sunt să te felicit. Tocmai ce am ascultat clipul pe care l-ai pus cu Viorica. Ce aș putea să încep? Una la mână, Viorica nici n-ar trebui luată în seamă de nimeni. Doar prin modul ei și stilul ei, nu știu dacă după ce a fost la Măruță, a fost și scandal cu ea când înjura reporterii, colegii de aici, la voastră. Așa. Deci, n-am văzut partea asta, da, nu știu. Ea chiar dacă zice să mă vaccinez, eu nu m-aș vaccina doar că mi-a zis ea. Deci ea nici n-ar mai trebui să fie pus. Da, ăsta este alt subiect. CNA-ul, dacă ar fi să se aplice pentru Facebook și pentru YouTube, așa, nu cred că ar avea succes. De ce? Pentru că CNA-ul va fi mult mai mult axat pe limbaj și nu va fi axat pe esență. Stăteam ieri și mă uitam pe YouTube și am o comparație între doi YouTuberi. Unul avea câteva milioane, altul mai puțin. Dar acolo cel care era mai mare, oarecum promova o prostie, dar subliminală. Nu știu, nu pot folosi termen că nu sunt în măsură, dar CNA-ul se va duce după cei care vor avea un limbaj mai obscen, iar cei care vor vorbi corect, fără să înjure, dar transmit un mesaj
mesaj de a îndoctrina și de a fi lumea. Da, păi, libertatea de exprimare, libertatea de opinie e sfântă în direcția asta. Adică corect, nu poți să te iei de opinie. Corect, dar se fac discriminări. Se fac discriminări. Bun. Cel care spune un adevăr, dar folosește un limbaj mai rudimentar, va fi cenzurat față de cel care folosește un limbaj mai adecvat, dar substratul este altul. Am înțeles. Și atunci? Și televiziunile au o mare problemă, pentru că ei nu sunt prea comunice. Ce fel de emisiune avem? Și am văzut și eu. Felul de cântăreți, nu sunt cântăreți, de data asta a apărut ca cipercele spăcloaie. Și au prins la publicul mic, la publicul tânăr, pardon. Nimeni nu mai zice, nici măcar părinții. Părinții nu-și mai ajută copiii, la fel fac și eu greșeală. Și asta este o problemă generală. Pentru că e foarte greu să spui cuiva, bă, nu-l asculta pe cutare, pentru că nu ai ce învăța de la ăla, sau eventual o să formezi o părere greșită pe viața în sine. Și atunci cum îmi spui să procedăm? Dacă nici părinții nu-și educă copiii, dacă nici statul nu poate să facă nimic, ce-mi vii și îmi spui astăzi? Da, nici nu știu dacă vrea să facă ceva. Aia e ultima problemă a statului, asta e clar. În afară de mesajul de astăzi al președintelui Iohannis, nu o să vedeți nimic. Adică el și acest mesaj nu poate fi transcris într-o inițiativă coerentă de către stat. Deci, îmi spui că astăzi că? Că nu am o soluție eu personal și nu știu dacă v-a găsit pe termen. Mulțumesc tare mult. Vă dau eu o soluție, pentru că suntem oameni mari și, cum era să zic, vaccinați, dar nu suntem toți vaccinați și asta e tot libertate de opțiune. Există o soluție în toată povestea asta și o puteți aplica, fiecare dintre voi. Nu deschideți prima dată Facebook-ul sau, dacă deschideți Facebook-ul, să vedeți ce mai e pe acolo sau Instagram-ul, gândiți-vă să vă lăsați întotdeauna 5 sau 10 minute în povestea asta în care să citiți și presa aia de pe site-uri. Știu că e foarte greu, dar faceți-vă niște, puneți-vă favorite într-un browser și puneți acolo ce vă place vouă, că vă place Europa FM bine, că vă place Antena 3, că vă place altă televiziune sau vă place site-ul Digi24, ce vă place vouă. Dar puneți acolo un site de presă. Uitați-vă la el, citiți și ce scriu oamenii ăștia care au și un pic de antrenament. Nu-i vorba că nu ne plac opiniile unora sau altora, dar cu siguranță găsiți informație mult mai bună. Ăsta e un sfat pe care pot să vi-l dau și care la un moment dat s-ar putea să vă ajute. Pentru că să vedeți foarte multe lucruri scrise de nespecialiști, n-o să mai confundați opinia cu informația și mai ales o să aveți mai multe surse de informare care sunt mai bune. Vlad, salutare! Salut, Cătălin! Salut! Am doar câteva minute și aș vrea să le împărtășesc. Adică cel puțin să-ți spun părerea mea despre subiectul ăsta cu Facebook-ul. Eu nu mai am, în propriu spus, am renunțat la Facebook de mulți ani, pentru că încă de acum câțiva ani mi-am dat seama că nu mai am efectiv ce să văd pe această rețea, în afară de foarte mult hate. Și la final de zi, pentru a ne delecta cu toții, câteva poze cu pisici și ceva fel de mâncare foarte interesant. Consider că majoritatea rețelelor sociale au ajuns o ghenă a oricărui om din societate care nu s-a putut regăsi în a face ceva productiv sau ceva bine intenționat pentru semenii săi. De asemenea, dacă mi-amintesc bine, se mediatiza că chiar unul din partidele politice ale noastre, AUR, a avut influență Facebook și de aia a luat majoritate la postmarcă. Da, se spune, există o teorie care spune că a știut să-l folosească mult mai bine și să creeze o emulație acolo. Da, da, adică haideți un pic să ne uităm dacă facem un efect de fluture, pentru că Facebook a permis unor astfel de, adică Facebook, algoritmii Facebook, adică din ce am auzit mai devreme, credeți-mă, niciodată nu va putea exista o comisie clară de oameni care să urmărească pe cineva acolo. Adică sunt niște algoritmi care verifică
cuvinte sau sintagme pe care le pun într-o anumită măsură și de acolo reiese dacă respectivul a fost sau nu rău în ceea ce a spus. Adică o comisie va, cum să spun, rezolva cam 10-15% din hate-ul de pe Facebook și nici atunci prea mult, pentru că nu e asta scopul Facebook. Scopul Facebook este să, cum să spun, să te facă să dai scroll în continuare, adică să stai acolo, să te tot uiți. Da, să te tot uiți cu orele și ei să facă niște bani. Bun, efectele asupra societăților sunt clare. Soluțiile sunt improbabile și neclare. Cum spunea ascultătorul nostru de mai devreme, ce urmează? Să ne prăbușim? Sau urmează să plecăm de acolo? Cred că va urma o tranziție. Din ce văd din statisticile Facebook, care și așa se zice de câțiva ani că tot urmează să moară, sau cel puțin să nu mai existe, cred că la un moment dat Facebook-ul va pica, dar va apărea un Facebook mai mic, adică o altă rețea, care la început va fi la fel roz, toată lumea va fi, hei, haideți pe noua rețea de socializare, etc.com, spre exemplu. Consider că acest tip de free speech, de politică, de libertatea cuvântului, va fi atât de puternică la un moment dat, peste câțiva ani, încât singura soluție plauzibilă de a se rezolva această manifestare, această mișcare de toată lumea e victimă, nimeni nu mai este acuzator, toată lumea e acuzată, va duce la un război civil care se va purta tot pe Facebook. Adică, cum de? Deja, marea majoritate a statelor se atacă cibernetic. Cred că următorul, cel puțin al treilea război mondial, dacă e să-i zic așa, va fi pe Facebook. Sau pe Instagram, sau pe WhatsApp. Adică, Instagram merită... Fac o paranteză aici. Instagram merită o discuție separată. Efectele pe care Instagram le are asupra noilor generații sunt absolut devastatoare și le găsiți în aceleași documente legate de Facebook, Instagram, sau 30% dintre utilizatorii Instagram intră în depresie din cauza acestei rețele și este vorba în special de fete. Dar asta o să merită o discuție separată, că e tot legată. Sigur, doar o ultimă idee, te rog. Consider că termenul ăsta de analfabetism funcțional nu e suficient. Cred că mai există încă o categorie de oameni de analfabeti suprafuncționali. Adică e una să citești un mesaj și să nu-l înțelegi și alta să citești un mesaj, să nu-l înțelegi, să nu fii de acord cu el. Și cred că criza asta politică din țara noastră ne arată exact același lucru. Cred că acești oameni sunt niște analfabeti suprafuncționali. Pentru că de atâta timp, adică am auzit azi dimineață chiar la Europa FM, că Austria a rezolvat o criză politică în 2 zile. Și noi ne batem de o jumătate de an. Ei, stați că sunt consultări, poate mâine o rezolvăm. Îți mulțumesc tare mult, Vlad. Crezi că Andra are vreme un minut, Sorin? Da, un minut are vreme Andra. Andra, mulțumesc pentru răbdare, minutul e al tău. Mulțumesc și eu și mă bucur că ne putem auzi. Am ascultat toată discuția pe care ați avut-o până acum și cred că fiecare dintre domnii care a vorbit înaintea mea are într-o oarecare măsură dreptate. Și puteam și mă gândeam care ar fi soluția până la urmă. Nu cred că să închizi Facebook-ul și YouTube-ul sunt chiar soluții relevante, pentru că până la urmă acolo ai acces la informații pe care altfel nu le-ai avea, devenind din străinătate, ai acces la, poate, cursuri de care ai nevoie pentru evoluția ta. Eu am avut o grămadă de informații, nu doar negative. Negru. Nu e totul exact. Negru. Dar... Din perspectiva mea, soluția ar fi, până la urmă, tot educația. Educația publică, educația marii majorități, astfel încât să avem capacitatea de a discerne și de a nu înghiți orice informație ca fiind adevărul absolut. Și tot școala este ca cea care trebuie să ne insufle dorința de cunoaștere și asumare și responsabilizare. Observ foarte multă lipsă de asumare și de responsabilitate pentru acțiunile noastre. Asta e adevărat, dar dacă vă aude, mulțumesc tare mult, dacă vă aude școala românească, că mai trebuie să adaugi o materie, asta cu educație digitală, cred că nebunește toată lumea, dar câte ore o să facă? Asta e foarte importantă pentru viitorul societății noastre. Aș vrea să plecați din emisiune cu acest sfat, singurul pe care îl pot da eu astăzi. Înlocuiți cât de des puteți Facebook-ul cu un site.
de știri, de informații, lucruri sau poate lucruri care vă fac plăcere. Nu vă abandonați ore în șir în telefon ca să vedeți ce e nou acolo. Puteți face asta și pe alte căi și, în general, stăpâniți-vă atunci când le adresați comentarii altor oameni. Sigur că lucrurile pe care le vedem ne despart, dar nu trebuie să le rostim întotdeauna cu răutate. Vă mulțumesc tare mult, eu sunt Cătălin Striblea, România în direct se încheie aici și vă spun spor la treabă! Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13:15, la Europa FM.